a fost? Ați reușit să legați încă o victorie, un meci bun pentru voi în această seară? Cum a fost și pentru tine și pentru echipă? Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și sperăm să o ținem tot așa, să legăm cât mai multe victorii posibile. Și cum legi golurile? Gol la fiecare meci? Chiar și dublă? Da, nu e, n-am un secret, mă pregătesc la antrenamente și mă aștept să greșească adversarul ca să dau gol. Totuși, cu faza ofensivă stați bine, relaxarea voastră? Nu știu. Probabil că ne relaxăm puțin, dar vom lucra la antrenament. Sunt sigur că vom remedia problema asta. V-a certat antrenorul că ați luat 2 goluri de la ultima clasată sau v-a felicitat pentru victorie? Nu, vom vorbi mâine sau pâine la ședința meciului. Da, ne-a certat, e normal. Am avut 3-0 și o echipă de Liga 3 a egalat. E normal să ne certe. Încep să ai tot la 8 minute, îți și iese jocul, simți că e sezonul tău cel mai bun la home? Nu cel mai bun, vreau să mă scriu la fiecare meci și să reușesc să luăm titlul ăsta, este obiectivul meu. Dar okay. În 18 puncte, mai relaxat un pic și nu, mai e mult până să fim relaxați. Abia în play-off, după ce vom câștiga titlul, atunci poți să fii relaxat. Până atunci trebuie să fim într-o presiune maximă. Te motivează concurența cu jucătorii de 5 stele din atacul lui FCSB? Nu, chiar mă ajută. Îmi pun pase și eu le fructific. Dar pentru tine care e postul? Nu știu, unde decide mister, unde crede că pot... Bandă sau vârf. Ai și un mic bandaj la picior, ce s-a întâmplat? Da, am avut o clinch cu un adversar și sperăm că nu e nimic grav și că mă voi antrena normal. Cum a fost cazul? Ați reușit să scrieți două goluri, că nu a fost... Bună seara! Da, greu. Când îmi scrii 2 goluri în deplasare și nu scoți nici măcar un punct, păcat de munca tuturor. Zic eu că am făcut un meci destul de bun, de posesie, care ne-am creat și câteva ocazii. Dar pierdem mereu pe greșeli. Greșeli, apropo de greșeli, ai avut o discuție cu portarul imediat după acel gol. Lipsă de comunicare. Mi-a spus vine, dar mi-a zis vine când a dat în ea, târziu. Da, și pentru că vrei să tu ai prin planul acolo la acea minge și... Da, lipsă de comunicare. Eu i-am reproșat că nu mi-a spus, el mi-a reproșat că n-am dat în ea. Ce trebuie făcut ca să ieșiți din această situație? Ce simți că ar trebui schimbat? Trebuie să câștigăm, ce sens? Să nu mai luăm gol, că luăm gol meci de meci. Și să aducem puncte astea, să ieșim de acolo. Zic eu că jocul crește de la meci la meci, dar avem nevoie de puncte. Revelația de sezonul trecut, au plecat 7 jucători. A plecat tot atacul. E și problema banilor pe care am. Da, cu banii. A fost mereu aceeași situație. Un antrenor nou, că o mentalitate nouă. Deocamdată suntem doar de puține zile împreună. Încercăm să punem în... să aplicăm ce ne cere la antrenor. FCSB Argeș și anul trecut, când au terminat turul, nu știu câte puncte au, 7 puncte, ceva de genul. Nu e timpul pierdut, mai sunt etape, o să înjumătățească punctele. Important e când tragem linie să fim deasupra linii. Ne-a felicitat că am făcut un joc bun, că am crescut de la meci la meci, capul sus și